Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul Nicolae Mărăcine, doctor în agronomie și inginer în construcții, îmbunătățiri funciare. Vorbim despre agricultură, vorbim despre sisteme de irigații și înainte de pauza publicitară, domnul Mărăcine vorbea despre ceea ce ar însemna reabilitarea acestor sisteme mari de irigații la nivelul României, domnule Mărăcine. Ce ar însemna practic aceste reabilitări pentru România, pentru economia românească, pentru agricultura românească? Deci ca să aducem, să realizăm reabilitarea 1.800.000 de hectare, după niște calcule pe care le-am făcut eu, ar însemna o investiție la hectar, vorbind undeva între 800 și 1.000 de euro. Pentru reabilitarea sistemelor mari de irigație. Deci aici vorbim de stații de bază, canale de aducțiune, stații de repompare și așa mai departe. Mie suma nu mi se pare foarte mare. Nu este mare. Ca să vă dau un exemplu, am făcut un proiect, un DALI, o documentație de avizare lucrări de investiții pentru terasa Corabia, care avea o stație mare la Dunăre, o imensitate de stație, ca să vă faceți idee, utila, agregatele de acolo însemnau 27,5 megawatts oră consumați. Ca să vă faceți idee, o pompă cu motor, pompa e la vreo 8 metri sub Dunăre, cu un ax de vreo 20 ceva de metri, iar motorul este cam de la dumneavoastră așa aici până la mine, electromotorul. Și sunt 5 pompe. Deci reabilitarea acelei stații de pompare și încă 3 stații de repompare și impermeabilizarea canalelor se ducea undeva la 10 milioane de euro pentru 32.000 de hectare amenajate. Deci efortul bugetar nu este foarte mare și se pot face foarte repede. Deci noi dacă facem un efort bugetar ca să alocăm pentru reabilitarea acestor sisteme de irigații, să ajungem la trendul pe care și l-a propus PSD-ul, 1.800.000 de hectare, este realizabil în maximum 2 ani de zile. 3 ani. Dar după 3 ani de zile vorbim de o creștere foarte mare a PIB-ului României. Gândiți-vă ce recoltă și ce producție. Dar asta înseamnă ca utilizatorii de apă să fie deja organizați și să înceapă să ude. Ca să înceapă să ude, trebuie să mai facem un program de achiziționare de echipamente. Echipamente de irigație. E a treia oară în emisiunea din seara asta când ne lovim de acest aspect. O să vă întreb și de ce e atât de greu să cumpărăm aceste echipamente, dar după ce preluăm un scurt telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Revin din nou cu domnul Mărăcine, pentru că am văzut că dânsul, dacă a lucrat la programele acestea, chiar este în domeniu. Vreau să pun o simplă întrebare. Vreau să aflu părerea unui specialist. De ce nu se continuă canalului? De ce să continuă canalul București-Giurgiu, care totuși are un procent destul de mare de realizare și care ar fi rezolvat multe probleme și de irigație și de transport și multe chestii. Este singura dumneavoastră întrebare? Da. Mulțumim tare mult. Îndată o să vă răspundă domnul Mărăcine. O părere personală și nu numai personală, mulți îmi împărtășesc această părere. Părerea mea este că a face Bucureștiu post la Dunăre și nu Bucureștiu, ci Mihăileștiu, port la Dunăre, că de acolo începea canalul București-Giurgiu, a fost una din greșelile regimului trecut. Deci acel canal era construit prin regularizarea cursului râului Argeș. Râul Argeș este râul cu cea mai mare turbiditate din România. Deci ăsta era compromis din start datorită depunerilor de aluviuni și ca folosință pentru irigații nu este același lucru ca acel canal care se cheamă Dunăre Marea Neagră. Pentru că ăsta era de fapt râul Argeș canalizat, regularizat și debitele erau ele oarecum controlate din barajul de la Mihăilești, dar nu aveam stații de pompare pe acel canal ca să prelevăm apa direct din râul Argeș și să o ducem la terenurile limitrofe. Pentru asta trebuiau multe acumulări din o salbă întreagă și de acolo să reconstruim ca să dăm drumul apei gravitațional. Era investiția foarte mare,
în condițiile în care toată zona de acolo era deja amenajată cu sisteme de irigații cu prelevarea debitelor din Dunăre. Nu este o necesitate, nu a rezolvat. Dacă vrem să facem într-adevăr irigații gravitaționale, mi-aduc aminte că în 1984 am făcut practica de hidraulică la Institutul Național de Construcții Hidrotehnice, care era director general a profesorul meu de hidraulică, profesorul Hâncu, de care foarte multă lume a auzit, unde se lucra la un model matematic și un model efectiv de punere în practică pentru construirea unui canal undeva de la cotul Dunării, de la Drobeta, Turnu Severin, să se meargă pe curba de 200 de metri altitudine, un canal pe subarcul subcarpatic, care să unească toate râurile interioare până la Buzău. Deci aia însemna să unească Jiu, Oltu, Prahova, Ialomița și așa mai departe, toate râurile interioare. Cu prelevarea unor debite din Dunăre, dar și cu debite din râurile interioare, cu scop de irigații și cu scop de atenuarea undelor de viitură, pentru că acel canal era conceput să preia vârfurile de viitură de pe râurile interioare, la momentul că niciodată nu or să fie simultane, niciodată nu vine Oltu și Jiu în același timp cu viitur. Și atunci canalul era construit în parier, avea și rolul ăsta. Și în primul rând avea rol de asigurare a irigațiilor prin cădere. Deci el era conceput pe cota de 200, era o mega stație de pompare undeva acolo la Drobeta, Turnu Severin, unde Dunărea face acea buclă. Înălțimea de pompare din Dunăre până la canal era de vreo 90 de metri. Foarte rentabil. Dar gândiți-vă că de la 200 de metri, de la curba de 200, puteam să ducem apa în aval până în lunca Dunării și unde trebuia să facem compensatoare de presiune, că dați seama 200 de metri diferență de nivel înseamnă 20 de atmosfere. Grosomodo. Da. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost atât de explicit cu răspunsul, pentru că nu vorbim acum, v-am și prins în această seară, am vrea să aflăm cât mai multe informații de la dumneavoastră și iată că telespectatorii noștri privesc la modul global, referindu-ne la România, acest lucru, pentru că nici n-ai cum să-l gândești în mod particular doar aici pentru Buzău. Aș vrea să-mi spuneți unde credeți dumneavoastră că ar trebui reabilitate aceste mari sisteme de irigații în primă fază. Unde ar avea nevoie urgentă România în acest moment? În primul rând, dacă e să prioritizăm în ordinea amenajărilor, acolo unde avem foarte multe organizații ale utilizatorilor de apă de irigații care au accesat fonduri europene și au modernizat infrastructura de irigații ultimă, terțiară, ca să-i spun așa, și la care apa de irigații ajunge foarte greu sau ajunge foarte scump. Cam la ce zone vă referiți? Păi, în primul rând, este Brăila. Brăila întotdeauna a fost județul cu cea mai mare suprafață irigată și în prezent este județul cu cea mai mare suprafață irigată la momentul ăsta. Deci Brăila a fost județul irigat în totalitate pe cealaltă, în epoca cealaltă. Și având și tradiție că este județul cu cele mai vechi amenajări de irigații și cu Brăila s-a cam început, acolo a fost și tradiție și oamenii au știut ce înseamnă irigație și încă merg în continuare. După aceea sunt județele cu amenajări mari din sudul Dunării, începând Călăraș, Giurgiu, Telorman, Olt, Dolj, chiar Doljul. În zona de Buleni a fost un program cu Banca Mondială printr-un credit de 100 de milioane de dolari prin care s-a reabilitat sistemul de Buleni, așa, din zona de la Dolj și de la Galați la Tecuci, Nicorești-Tecuci, care s-au făcut pe fonduri cu Banca Mondială. S-au reabilitat, funcționează. Din păcate, e un paradox la Dăbuleni, unde sunt nisipuri și apa se scurge foarte repede. Cei de acolo care sunt producători de pepeni nu prea mai folosesc sistemul de irigații. Una, pentru că bănuiesc că nu-și mai vând foarte bine recolta de pepeni și profitul este destul de mic. Și mulți dintre ei și-au făcut foraje și udă din subteran.
Acum este o Bine, întreagă e de discutat aici, pentru că dacă statul român ar facilita exporturile, hai să ne referim la pepenii de dăbuleni, da? Dacă i-ar ajuta pe acești producători să își ducă marfa în afară, probabil că și ei ar fi mai interesați să producă. Doamna Mirela, a spus statul român dacă i-ar ajuta. Știți cum e chestia asta cu statul dacă i-ar ajuta? În primul rând trebuie să ajute ei pe ei. E adevărat și asta. Statul trebuie adevărat. să creeze cadrul legislativ ca ei să poată să facă chestiunea asta. Perfect, adevărat. Deci, modelele din străinătate sunt acele cooperative care și-au creat și bursă de mărfuri, și-au creat infrastructură, și-au creat societăți pe lângă specializate în export care să duc umblă pentru contractări și așa mai departe. Până la stat ar trebui să se miște ei între ei. Avem Liga Agricultorilor, avem o grămadă de formațiuni reprezentative pentru interesele lor, care ar trebui să mediatizeze foarte mult ideea de asociere. Cu un hectar, cu două, cu cinci, cu șapte, cu nouă, pe specific. Vedeți că și la televiziune mă uit mereu la viața satului, sunt foarte multe reportaje cu cei de la Matca, producători de legume. Și la Buzău avem un bazin pomicol, avem un bazin legumicol, că de aici am început, care a fost foarte puternic și acum văd că datorită faptului că terenul ăsta intravilan de construcții este mai valoros decât terenul agricol, suprafața de legume, de terenuri cultivate cu legume astea din jurul Buzăului s-a diminuat semnificativ. Probabil și interesul și faptul că n-au fost aceste structuri de preluare a mărfurilor. Pentru că pentru agricultorul român la momentul ăsta cel mai ușor lucru este să producă. Corect, da, e adevărat. Pentru cel mai asta greu știu lucru să facă. Pentru producătorul român este să vândă. Aici trebuie să vedem niște inițiative legislative, să creăm acel cadru legal care să îi ajute pe ei să-și formeze aceste structuri de comercializare, ca să-i spun, de valorificare a producției. Aici, vedeți că s-a vehiculat de foarte multe ori. Dom'le, înființăm bursa agricolă de mărfuri, care era o idee de mărfuri agricole. Noi avem bursa de valori imobiliare și bursa prin care s-a achiziționat. Dar asta specifică de agricultură n-am realizat-o. Pentru că asta implică. Trebuie să ai niște spații de depozitare, camere, frig și așa mai departe. Una e să vând morcovul imediat ce l-am recoltat, că-l vând pe nimic, și alta e să-l țin în depozit și să-l vând undeva în luna martie, aprilie, când se caută și nu este peste tot. Bine, sunt foarte multe lucruri de discutat. Ceea ce este clar, ele s-au luat de multe ori în dezbatere. Cred că nouă ne este foarte greu să creăm începutul, partea de început, ca să ne coagulăm, vorbind la nivel de specialiști, de parlament, cu dezbateri foarte largi, din toate domeniile. Știți, când au apărut ghidurile astea de utilizare a fondurilor europene, eu am avut o discuție la nivel înalt și am spus, chiar la nivel de minister, era domnul ministru Daniel Constantin atunci, și am spus, domnul ministru, când se discută nou ghid pe domeniul pe care îl stăpânim, chemați-ne și pe noi, și pe utilizatori, și pe beneficiari, și pe cei care fac proiecte, și firmele de consultanță. Pentru că sunteți fiecare. Oamenii de la care se poate afla, în primul Hibele. Și primul rând, care sunt problemele. Problemele, da. Și atunci construim un ghid benefic pentru toată lumea, care numai... Pentru că, vedeți, am schimbat și regulile în timpul jocului, am fost și în chestiunea de la început, știți, eu care sunt proiectant. Când îl auzeam pe Năstase că nu știm să facem proiecte, mă revoltam. În momentul în care am accesat primele saparduri și când am văzut ce înseamnă proiect în accepțiunea europeană, că proiectul înseamnă o chestie integrată de la consultanță, proiect tehnic, implementare și așa mai departe, am zis, hopa, stai că noi avem niște lacune în modul de, nu de a proiecta în sine, că doamne, proiectantul care e constructor știe, fundație, stâlpi, agregate și așa mai departe. Modul de derulare, că proiectul în sine a lui, în totalitatea lui, înseamnă inclusiv implementarea, accederea, cererea de finanțare și așa mai departe. Deci este un proces destul de laborios.
Da, domnule Mărăcine, e clar că această pauză în care dumneavoastră nu ați mai venit pe la noi ne-a afectat. Aș fi vrut să vă pun mult mai multe întrebări în această seară și aș fi vrut să abordăm și alte subiecte, așa cum anunțam la începutul emisiunii. Din păcate, timpul nu ne mai permite, însă trebuie să vă smulg promisiunea că veți veni mai des la noi aici în studioul Campus TV, pentru că observ interesul telespectatorilor noștri pentru subiecte și observ că dumneavoastră aveți un stil aparte de a explica pe larg oamenilor ca să poată înțelege dacă se poate face sau nu ceva în sensul ăsta și dacă se poate ce implică. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară și musai trebuie să continuăm subiectul. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, bună seara! Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne vom revedea mâine seară. Până atunci, toate cele bune, o seară cât mai frumoasă vă doresc. La revedere!